Bună, Cristina! Bună. Ce faci? Cum ești? Foarte bine, mulțumesc, tu. Și eu sunt foarte bine. Aș vrea să intrăm în explorarea unei situații un pic delicate. Este vorba despre o persoană în vârstă care are Alzheimer. Aș vrea să te întreb dacă ești de acord să mergem să explorăm un pic această situație și să vedem despre ce e vorba și cum putem să ajutăm această persoană ca la trecerea dincolo să meargă în lumină, să meargă să nu se profite de pe urma ei. Înțelegi ce spun? Pentru că ea are mintea rătăcită și nu știm un om care pleacă în felul acesta de aici, cum se regăsește dincolo și ce se întâmplă. Ești de acord, da? Și cine pune la boța pe el. Da. Exact. Și cum și în ce Da. fel și cum se poate evita lucrul acesta. Bine. Se numește Tanța, persoana. În regulă. Relaxează-te. Ridică-ți vibrațiile până la cel mai înalt nivel la care poți, astfel încât în această explorare nicio rea voință să nu se poată lipi de tine. Vibrațiile tale sunt atât de înalte încât arde pe oricine ar vrea să se apropie cu intenții de vibrație mai joasă decât tine. Am să numără de la 5 la 1. Și când ajung la 1, am să te rog să te conectezi cu Tanța. 5. Patru, trei, doi, unu. Da, am găsit acest suflet. Cum îți apare? Este o persoană de sex feminin, are în jur de 37 de ani, vine informația, și se află în luminișul unei păduri. Stă așezată pe sol, are haine de culoare albă și în zona genitală este plină de sânge. A fost violată. În ce an suntem? 1427. Cum se numește această femeie? Alisa. Reușești să localizezi geografic zona? Bretania de Nord. Peninsula Bretania de Nord. Ea plânge. Deci plânge, este, să spunem, psihic distrusă de acest eveniment. Și spune așa: dacă Dumnezeu nu m-a ajutat, să mă ajute diavolul să ies din această situație. Și în acest moment se deschide o cale de conexiune între, de la chakra inimii ei pornește un canal și de deasupra, de la chakra corona, ca două tuburi de energie, se conectează cu o ființă dintr-un portal. Descrie-mi, te rog, această ființă cu care se conectează.
să ridic vibrația iarăși la maxim. Ca să pot percepe pe Alisa, ar trebui să mă scad un pic. Bun. Deci se află într-un portal negru cenușiu. Este umanoid de la înfățișare. Ce este? Umanoid. Ah, ok. Deci nu uman umanoid. Sigur. Așa, dar să spunem că nu are un aspect tocmai plăcut ochiului. Cum se numește acest umanoid? Farus. Farus? Da. Ok. Spune-mi, te rog, din momentul în care Alisa se dăruiește lui Farus, în speranța că va fi ajutată, că va avea mai pe cineva aproape, în felul în care Dumnezeu, pe Dumnezeu nu l-a resimțit, cum va arăta viața ei? A vieții Alisa, mă refer. Cum se desfășoară? Ea se va dedica magiei negre. Mergi, te rog, în cel mai important moment al vieții Alisei, din punct de vedere al activității de magie neagră. Cred că cel mai important este trecerea dincolo, când termin această experiență. Da, povestește-mi tot ce vezi. Este foarte bătrână, are 98 de ani. Deci, între timp a fost și hibridat, aspectul fizic s-a schimbat foarte mult față de momentul în care am găsit-o. Chiar dacă, să spunem, corpul fizic a îmbătrânit, dar expresia feței este cu totul altfel. Deci, se vede că nu mai este o persoană cu lumină în ea. Așa, și deci moare de moarte naturală, deci. Mă spune ea de plictiseală. Deci a devenit cumva foarte întunecată. Și sufletul ei iese prin cap. Prin partea, prin chakra coronă iese sufletul. Și mai devreme când l-am descris pe Am descris entitatea, am observat că în toată partea asta din față de la piept avea ca o ușiță, să spunem. Poate pare ciudat, dar acolo înăuntru sunt multe bucăți de suflete. În interiorul Alisei, Nu, în interiorul a lui Farus. a lui Faros, da. Și de la ea, de la Alisa, două treimi din suflet pleacă acolo. Deci ea pășește în încarnarea următoare numai cu o treime din suflet. Celălalt procent de două treimi va rămâne conectat întotdeauna la fapt. Deci el îmi spune că este un colecționar de suflete. Hai să mergem în următoarea încarnare a lui Alisa. Spune-mi, te rog, unde o vezi și în ce an? În Patmos, în Grecia, se încarnează. Un băiat, Da? da, deci un băiețel cu foarte multe probleme. Dar nu de ordin fizic, este în afara piciorului stâng pe care deci piciorul stâng este cu 3 mm mai lung decât cel drept. Și nu pășește cum trebuie. Dar este foarte, foarte inteligent. Așa și face probleme de mic copil. Ca apoi mare să ajungă un tâlhar, un ucigaș celebru. Te rog să-mi spui ce fel de DNA are, ADN are acest băiat. Dacă are vreo interferență. Când este mic sau când este mare, pentru că ei se modifică tot timpul. Ok, spune-mi ambele situații.
Deci, la naștere are un procent de 42% omanoid. Deci este hibridat de când era în viața Alice. Și un procent de 12% practic, nu știu, parcă lipsește. Este o energie compactă, densă, neagră, cu mici sclipiri aurii. Ok. Și restul uman. Și restul uman. Te rog să-mi spui care este cel mai important moment al vieții acestui băiețel, cel cu care memoria lui a plecat din viața de băiețel. Care este cea mai pregnantă amintire cu care el pleacă din această viață? Chiar dacă nu este una pozitivă, nu? Nu contează. Ce rămâne cel mai adânc săpat în el, În cu care momentul pleacă? când ucide o femeie însărcinată, despică abdomenul și sunt aruncate tot ce... E însărcinată în jur de 8 luni acea femeie, deci a făcut un jaf și despică burta. Am Ea începe înțeles. să se apere. Și despică burta și cade copilul jos, legat de cordonul umbilical. Și rămâne cu imaginea asta. Are vreun regret? Are sentimente? Da, în acel moment a simțit un sentiment de regret. Deci a fost ca un flash. Și este în jurul vârstei de 56 de ani, deci el moare destul de tânăr în această viață. Puțin apoi este prins și executat, spânzurat. Farus își face simțită prezența pe durata vieții acestui bărbat? Întotdeauna îl influențează, dați Este bine. legat în continuu Da, este de el. legat. Înțeleg. Legătura este tot mai groasă, dar în momentul când a avut acel flash, deci Farus a avut grijă, în ghilimele, să provoace faptul să fie desconspirat și înșfăcat și ucis pentru a nu continua să aibă acest gen de emoții pozitive care l-ar fi curățat, să spunem. În ce perioadă, între ce ani se produce viața acestui bărbat? 1801 s-a născut în această Ok. A plecat. După ce a plecat, deci după ce a murit în viața de bărbat, ce s-a întâmplat apoi? Dincolo. Urmărește momentul când pleacă. Moare spânzurat, ai spus, da? viață. Da. Pe unde pleacă sufletul lui? În abdomen de data asta. Prin abdomen. Spune-mi unde merge și ce face. Într-un portal cu energie foarte joasă. Este foarte întunecat, este de culoarea vinetei, foarte mai închis acest portal și îl percep foarte rece și cu energie joasă. Acolo sunt foarte multe suflete care practic sunt înlănțuite, au lanțuri la mâini și la picioare. Lanțuri eterice vorbesc. De ce merge tocmai acolo? Informația o preiau de la Farus, nu au vrut să-mi răspundă. Îmi spune că la reciclare, pentru că are tendința să scape din karma lui. Privește, te rog, momentul când se decide următoarea întrupare. Și spunem cum se produce acel moment al deciderii întrupării. Este condus la un gen de consiliu, Consiliul Karmei, nelipsitul, Consiliul al Karmei, în care ființe care aparent sunt frumoase la înfățișare
și luminații spun că ar fi cazul să-și corecteze greșelile din această viață. Și deci el a trăit în această viață singur. A avut relații sporadice de foarte scurtă durată, n-a avut copii, familie, nici prieteni prea apropiați. Deci nu sunt acele ființe dragi să îi le arate. Și atunci se spune drept pedeapsă. Deci o încarnare de pedeapsă. Și se arată exact acea imagine care a rămas în minte cu acea femeie însărcinată, ucisă într-un mod brutal. Și spune că în această viață o vei întâlni, ea va fi soțul tău, deci este femeie, va fi femeie în această viață, va fi soțul tău și va trebui să suporți și să iubești necondiționat, ca să suporți tot ce îți face el, să iubești necondiționat, pentru că trebuie să-ți speli karma. Da. Ok. Mergi, te rog, la momentul întrupării ei și spune-mi unde se naște de data aceasta. În Westfalen, Germania. În ce an? 1915. Deci este ținut suficient timp în acel portal de joasă frecvență. Mi-a venit informația că ar fi un nivel cu minus acolo unde a fost. Cum se naște într-o familie de mici fermieri. Este al treilea copil la aceste familii. Mai au doi băieți, unul de 2 ani și unul de 4 ani. Este fată sau băiat? Fetiță. Și cum se numește fetița? Brunhilda. Hilda îi spun. În această viață. Brunhilda este tot numele. Hilde. Spune-mi, te rog, din cadrul acestei vieți, care este cel mai important moment? Cel mai important moment din punctul de vedere al impactului asupra sufletului, care rămâne ca amintire de viață primordială, amintire primordială, cea mai importantă din întreaga viață. Actualul soț din această viață este face parte din roz, nu sunt roz cu ce, nu știu, este o organizație germasonică și o supune la un ritual de viol în grup, însărcinată fiind. Și pierde sarcina. Actualul soț este acea femeie din viața trecută. Da. După cum. Da. Și pierde mințile. Deci nebunește și o văd închis Un ospiciu. Nu, este o cameră de izolare din ceva care seamănă cu un tur. Este singură. Din când în când îi se aduce mâncare, apă. În fine. Rămâne Merge cu asta. momentul în care moare. Se sinucide. Și înainte a avut tendințe de sinucidere. Și acum reușește. Dar are vârsta de 49 de ani. Un moment se sinucide, se lovește cu capul de pereți și la un moment dat nimerește exact
aici. Un colț mai ascuțit, ceva gen piatră peretele și străpunge totuși capul și mâna. Ok. După acest moment, mai există vreo întrupare? Practic există două. Deci una este pe linie reală, una este pe linie temporală falsă. Poți să mi le descrii? Da, începem cu cea de pe linie temporală falsă. Da? Este prostituată în Hamburg, în Germania, pe linia temporală falsă. Mare de sifilis în această viață. Deci, începând de la vârsta de 12 ani, fuge de acasă și este exploatată de diferite persoane în această ramură a prostituției. Toate energiile din această viață se transmit și în cealaltă, bineînțeles. Și în cealaltă viață este femeie, dar existența e mai aproape de normal, să spun, de obișnuit. Prezența lui Farus este în continuare cu ea? Da, bineînțeles. Deci n-a slăbit-o nicio clipă. Nu. Pentru Spune-mi, te faptul rog, că despre cea de-a doua întrupare. cea de-a doua întrupare Este aceasta în care este acum? este cea de acum. Poți să-mi spui, te rog, care sunt evenimentele din viața ei sau evenimentul sau evenimentele, nu știu dacă e unul sau mai multe, care au condus la faptul că în această viață are Alzheimer? Ce anume a provocat în mod deosebit sau în mod principal această boală? Deci văd o continuă acumulare de tristețe, nefericire și stres. Practic, din aceste trei emoții, își face o aură care se pune între corpul fizic și corpul mental. E ca și cum ar avea două straturi duble. Și între acele straturi duble plutește această energie strânsă din emoții. Și este conectată iarăși la chakra inimii, la prima chakra, la bazală și la chakra corona. Deci capacitatea ei de a iubi și de a... Capacitatea ei de a iubi și de a se conecta cu infinitul sunt blocate în continuare. Da, sunt blocate și în chakra corona chiar văd un implant eteric. Dar nu este numai din această viață. Se pare că i-a fost pus mereu într-o altă formă. Dar implant pe chakra inimii a avut în toate viețile care le-am descris și în această de acum. Întreabă-te, rog, dacă este de acord să, și dacă își dorește să schimbe ceva din... În primul rând, ajută-o să vadă tot ceea ce ai văzut tu. Spune, nu
El este mai puternic. El este foarte puternic. Dar ea ar vrea să rămână în continuare cu el sau ar vrea să se elibereze de el? Nu contează cum e el, puternic sau nu. Are frică, deci văd în toată partea, începând de aici, de la stel până la abdomen în jos, deci are o pungă de frică acolo. Deci asta este sentimentul principal care o ține legată de această entitate și o face să nu înțeleagă că există o dezlegare în toate astea. Deci îi spun părției subliminale, dacă tu dai această pungă. Exact. În primul rând, dacă își dorește o schimbare sau dacă vrea să rămână în continuare în starea în care este. Mă întreabă dacă sunt sigură că ea poate să facă asta, pentru că Faros este o entitate foarte puternică. Spune că Farus este puternic datorită energiei pe care ea i-a dat-o. Puterea lui Farus vine din energia pe care ea, nenumărate vieți la rând, i-a dat-o. Și Farus a crescut mare, a devenit puternic pe propria ei energie, care și asta o face, asta îl face pe el să pară puternic. De fapt, toată acea putere pe care o vede în Farus este a ei. Întreabă dacă vrea să și-o recupereze. Da, îmi spune că da. Ok. Ajută-o să vadă acea pungă de frică cu care este plină, care îi umple trunchiul. Da, eu arăt eteric și îi explic cum să o ia, să o culeagă cu mâinile. Exact. Întreabă dacă nu se sparge. Spun dacă se sparge, conține sentimentele, emoțiile tale. Și tot le vom aduna, n-are importanță. Ajută-o să se elibereze de această frică până când această frică se va disipa complet. Să și le strângă toate, să și le facă ca un ghem compact în mâini. Să lanseze acest ghem compact cu toate fricile, emoțiile, tristețea, nefericirea, stresul, durerile și suferințele pe care le-a avut de-a lungul vieților sale. Le strânge pur și simplu și le transformă într-o minge de mărimea unei mingi de tenis, pe care apoi o aruncă pur și simplu în infinit, pentru că energia existenței va ști ce să facă cu ea. Și a strâns toate emoțiile, mai are un tub foarte gros în chakra a doua. Așa și îl scoate acum, o ajung și eu. Și acest tub se poate de asemenea dizolva, transforma în particule fine, împrăștiate ulterior în univers. Tot ce există în existență se transformă. Mi arată cordoanele cu farul, s-a aruncat acea mingiuță și am spus să-și facă ca o foarfecă eterică și să le taie. După ce le-a tăiat, să-mi spui. Le-a tăiat, le-a târnă. Spune-i, te rog, să le scoată din rădăcină. Să le smulgă ușor. Nu produce niciun fel de durere. Dar aceste cordoane au rădăcini adânci. Să și le tragă ușor, rând pe rând, până când este complet eliberată de fiecare dintre aceste fire cordoane de legătură. S-a luminat, este foarte frumos acum. Cumva seamănă cu o femeie din prima viață, înainte de a face acel contract.
A revenit la starea eterică, emoțională, energetică de atunci, de dinainte de a fi fost violată. Mai există, te rog să mai faci încă un tur, încă o scanare de verificare și să vezi dacă mai există ceva care nu-i aparține. De ce are implantul? În partea jos de la picioare are ceva ca niște cizmulițe eterice dintr-o energie groasă. Trebuie curățat tot. Sigur. Da, și aici de la degete până sus, iar ca și cum ar avea un sistem de circulație, cum e circulația sângelui și a plasmei. Așa, deci este răspândit în tot organismul și văd că are 38 de puncte. Acolo pe fiecare punct, să spunem, unul a fost la chakra gâtului. E cât unghia mea mică, eteric vorbind. Trebuie. Toate acestea aparțin lui Farus sau mai există și alte entități atașate? Au mai încercat să o interfereze entități, dar Varus este foarte puternic și nu a reușit, deci le-a alungat. Și pe fica ei a atacat Varus. A încercat să conecteze la ea. O să mergem și la fica ei. Hai să terminăm această curățenie, aceste 38 de puncte de conexiune cu Farus. Ele, Ajută-o să smulgă fiecare dintre aceste puncte, toate. nu este nevoie să le smulgă pentru că ele se topesc. E în regulă, indiferent de metoda aplicată. Ajută-o să le facă să dispară complet. Începe de la picioare. Inclusiv acele cizmulițe. Și ce zmulițele sunt topite deja. Nu vă sunt dreptul genunchiul. Curăță tot. Zona genitală foarte mult. Vă plați. Bună. Avea un gen de mantie carbonică cu care comunicau aceste puncte și asta s-a dizolvat acum. Farul să-mi spune că în schimbul sufletului pe care îl vom lua acum, deci este conștient de ce se întâmplă, așa o să le ia pe ale noastre. Na, spune că nu toate visele se împlinesc. Mi-a spus eu altele mentale. Ce luminoasă a devenit, foarte luminoasă acum. E așa frumoasă. S-au Este Andromeda. terminat toate cele 38 de puncte, s-au topit. S-a utopit. Este Andromedană, mamă. Cum ai spus? Este Andromedană. Andromedană. Din Andromeda. Din galaxia. Am înțeles, dar că... Arată ca o zănișoară, este foarte frumoasă. Mă bucur din toată inima. Hai totuși să facem și ultima scanare. Știi că pe măsură ce mergi mai departe, mai găsești ceva, pe măsură ce se curăță ceva, descoperim altele, până când vom elimina tot. Adică până când va elimina ea tot. De la chakra corona, unde este acel tub? Când circulă acel kundalini, în fine. Așa. Deci iese o energie de culoare violetă închisă. Cum am văzut energia de la portalul lui Farus acum. Deci e ca și cum s-ar curăța niște pereți.
Spune-i Și să am tot. cureze și asta, să-i topească, să-i dizolve, să procedeze cum consideră, cum îi vine mai ușor și mai la îndemână, astfel încât să curețe complet toate aceste energii pe care le cară cu ea din atâtea vieți și intervieți. Văd acum un fenomen, de ce? Ca și cum ar fi împrăștiat sticlă spartă în mii de bucăți. Dar fenomenul pe care îl văd acum este minunat. Deci, acele părți care erau în farus din sufletul ei, revin înapoi pentru că ea și-a ridicat vibrația și implicit ridicându-și foarte mult vibrația, și celelalte două bucățele vibrau care le aveau acolo. Și Farus nu poate să le mai țină. Deci Farus s-a înfășurat așa într-o mândrie din energia lui și nu ne mai privește. Dar acele două bucățele de suflet au ieșit din el și se alipesc. Ea și le introduce cu palma prin chakra inimii. Știe să-și ridice singura vibrația, nu trebuie să-i arătăm noi. Și a curățat și acele bucățele de suflet care au venit de la Farus. S-au întors la ea curate și necontaminate. Înainte de a le introduce, de a le uni, deci a creat o bulă energetică de culoare aurie și au trecut prin acea bulă. S-au purificat. Deci, la momentul reîntregirii, erau deja curate, purificate. Și Ok. acum face ceva, imediat descriu pentru că privesc cu atenție. Iarăși a înălțat foarte mult vibrația. Și sufletul se unește, se face una cu spiritul. Deci se dizolvă în spirit, ca apoi să alerge înapoi în corp. Foarte frumos. Dacă se face astfel de deplasări cu o asemenea ușurință, e posibil să nu mai aibă implanturi, dar noi, pentru a fi siguri, mai facem o scanare. Te rog. Corpul ei mental este foarte afectat. Deci trebuie curățat și energizat, practic refăcut. Este o... Dacă la alte persoane, bine, depinde și de persoane, arăta ca un gros așa la ea, este ca o foiță de țigară. Și Întreabă-o trebuie... ce metodă dorește să folosească pentru regenerarea corpului mental. Spune baie în lumină. Ok, să o facă. Deci, practic, în ultima perioadă, foarte puțin stătea sufletul în acest corp. Deci, îl vedeam, cum să spun, două treimi afară. Ieșea mereu prin chakra capului, din cauza bolii pe care o avea și a influențelor. Acum s-a stabilizat. Da. Îi scanez corpul fizic cu atenție. Sigur. A
avut și la sistem de interferare. La 26 de ani a schimbat sistemul de interferare. Deci a avut un gen de cască eterică care strângea capa. Într-o chingă, îmi spune. Să-și o dizolve. S-a lipit și corpul mental la celelalte două. Acum formează, se împletesc deasupra chakrei corona, se împletesc. Îți dă senzația de armonie între ele? Da. Ele, dacă nu sunt perfect curate, nu se unesc. Dacă nu sunt perfect curate. Nu se împletesc și nu sunt compatibile. Am înțeles. Aș vrea să te întreb cum este creierul ei fizic? Cum arată în acest moment? Deci era de culoare neagră, am vizualizat, de culoare cafenei mai exact. Așa cum este alb la culoare, dar nu are multe circunvoluțiuni, cumva mai nete. Asta ce înseamnă? Au fost pierdute foarte multe conexiuni din corpul fizic, din cauza bolii pe care le-am avut. Întreabă dacă dorește să le recupereze. Spune să-și manifeste intenția de a-și recupera părțile pierdute. Spune că poate lua contact direct cu creierul ei, poate comunica creierul ca orice altă parte din corp. Este o comunitate de miliarde de celule care sunt vietăți, sunt ființe vii, care au inteligență proprie, au viață proprie. Acolo, aici, în partea din spate, este ceva în creierul fizic. Ce este? Este, mie îmi vine informația că este o memorie extraterestră. Întreabă dacă vrea să se elibereze de tot ceea ce este străin de ea, fără să mai căutăm cauze, momentul implantului și așa mai departe, pur și simplu. Întreabă Da. dacă dorește. Ok. Da, dorește cu ardoare, mi-a spus că toată viața de când au pus-o, a apăsat-o. Ok. Care este metoda pe care o alege pentru a se elibera de acest implant? Topire. Ok. Dacă se scurge pe aici, prin partea de spate, se scurge. Privește până se curăță și dispare absolut orice urmă, orice microparticulă a acestei substanțe, a acestui implant. Și când a dispărut totul complet, te rog să-mi spui. Încă se curăță. Și ridică vibrații. Ea face un gest cu mâna și așa adună. Așa face și adună rezidurile și cumva le ordonează sub forma unei mingiuțe ca o pânză de păianjen compactă. Acum se joacă. Da. Din foarte multă energie neagră din partea de sus și de aici a ieșit. Nu are implant, m-am uitat asta, m-am uitat. Dar
Probabil a avut probleme cu dantura. Dureri mari. Da, a avut dureri foarte mari. Acum, la momentul ăsta, nu mai are dinți, are doar placă. Spiritul ei divin are un nume, se numește Arael. Deci este ca o zânișoară, dar este mai micuță. Nu este ca zânele mate pe Andromeda. Este de mărimea noastră, umană. Ce frumos! Să-mi spui când este complet curată din punctul de vedere al acestui implant de la creierul mic? Da, vreau să se Sigur, nicio grabă. explic imediat. Acolo înăuntru se formase ca o alveolă în viață, unde a fost această chestie și își curăța alveola. O ajutam să curețe pentru că percep celulele erau cum, oarecum tasate în jurul acelei alveole. Și acum le umple de lumină, de energie. Vor mai rămâne celule moarte, îmi spun. Și am întrebat-o ce te face cu ele. Le voi elimina prin sistemul natural al corpului. Partea terestră de 3 ori a strigat cuvântul copiii în timpul curățării. A avut avorturi? Da. Vreau să-și ceară iertare de la acele suflete. Deci a fost ca o idee, una din regretele vieții, să spunem, acest lucru, ca o idee fixată în panou. Da, e extraordinar de interesant, într-adevăr. Am avut multe avorturi și a avut multe regrete. Gata, am umplut cu lumină și este vindecat și acolo. Ca parte subliminală, conștientizarea ei este de 72% în acest moment. Ca parte terestră 12. Deci spune că o să aibă foarte mult de lucrat cu partea terestră. Poți să te întorci un pic înapoi în momentul în care era, doar ca să vedem procentul, în momentul în care era complet sub stăpânirea lui Farus. Și să-mi spui procentul de conștientizare pe care îl avea. 6,5. Și terestru? 3. Ok. Bun, vin înapoi aici unde este ea și verifică încă o dată complet fiecare părticică a ființei ei, a fiecăruia dintre corpurile ei.
Și spunem dacă mai există ceva care nu-i aparține, ceva care este de frecvență mai joasă decât spiritul ei, Arael. Nu este perfect curată. E perfect curată? La Ok. ora actuală, la ora actuală în Europa mai sunt 54 de persoane din familia ei de suflete, din nucleul cu care a venit pe Terra. Ea mai are legături energetice cu vreo ființă, legături energetice care să o mențină într-o vibrație mai joasă sau în amintiri sau tristeți sau... Nu, 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 și le-a tăiat pe toate, dar pentru binele ei, mie îmi vine informația că dacă ea vrea, se poate conecta cu rasa stelară. Întreabă dacă vrea. Ca să fie ajutată la trecere. Exact asta era lucru care urma să te întreb. Urma să mergem la momentul trecerii. Ai anticipat într-un mod minunat. Este înconjurată de ele și este luată. Deci ea va pleca la locul ei. Deci pleacă direct acolo la ea acasă. În regulă. Se uită peste umăr. Cum ar veni la corpul fizic și face așa. Cam la concluzia ce e un corp și ce este omul aici în 3D. Și pleacă cu el, pleacă. Care este sentimentul primordial pe care îl are în momentul în care pleacă? Cu ce sentiment pleacă? Fericire absolută. Mă bucur foarte mult. Spune că știe că îi lasă pe cei dragi în viața pământeană, dar moartea nu există și se poate comunica. Are vreun mesaj pentru copiii ei în viață? Copiii, am înțeles că cu cei avortați s-a împăcat. Mai are doi copii aici pe planeta asta. Fată și un băiat, nu? O fată și un băiat, da. Așa e. Spune că și cere iertare de la băiat pentru că fata oricum înțelege toate situațiile pe care a trecut ea și mulțumește. Mulțumește că a facilitat această sesiune, acest mod de a fi ajutat. Ok. Ia-ți la revedere de la ea. Îmbrățișați-vă. Ai trimis fiicei un floare de lumină. Așa fac ele zânișoarele astea. Ce frumos! Ce frumos! Da, este un moment emoționant. Aș dori, dacă îmi permiți, să scanez un pic casa unde trăiește. Dacă îți permite timpul și îmi permiți. Sigur, absolut, te rog să o faci. Spune-mi cum arată casa în care trăiește acum, pe pământ. Tocmai asta, care e energie foarte urâtă. Care trebuie adunate. Bine că contează cine trăiește acolo. Energiile frumoase ale unei persoane pot umple de lumină
Dar dat fiind cu ce era conectată, pe pereți, în camera în care stăm, este o casă destul de mică de țară, dar este foarte frumoasă. Nu știu de ce văd că predomină culoarea albastră. Vreau să văd dacă este din punct de vedere fizic sau ezoteric. Grădiniță cu flori, sunt plante, un cățel. Este încuiată în acea cameră, ea? Da. Îi spun să-și învețe partea fizică că este pentru siguranță aici. Ca cum se curăță rezidurile energetice. Erau ca niște, ca și cum o plantă s-ar întinde și ar întinde ramificațiile pe un perete, așa arăta cu omul cel care strâmb toate acum. Suntem gata și cu curățarea casei, din punct de vedere energetic. Bun. Aș vrea să te rog, pentru că ea trăiește acolo cu mai multe persoane, să o ajuți să-și creeze o mantie protectoare am arătat să-și expandeze un punct din el. care să creeze în jurul ei o protecție energetică. Perfect. E în siguranță? Da. Într-un pat. Acum, în momentul ăsta, partea asta. Se vede. Da, mai tot timpul stă în pat. Cum își acceptă diferența dintre sufletul ei măreț, luminos, eliberat și trupul ei în vârstă și obosit? Ca pe o experiență necesară. Care este gradul de acceptare? A părții subtile este 100%. Perfect, asta e tot ce contează. Asta vreau să știu. Ah, ăsta este momentul pe care îl simt, punctul culminant, pe care îl simt ca o realizare a acestei sesiuni. Faptul că sufletul ei acceptă 100% experiența terestră pe care o trăiește, faptul că această siguranță, liniște, pace și curăție care s-a întâmplat va face ca momentul trecerii să fie unul ușor, liniștit și ocrotit, să zicem, de alte interferențe sau intenții rele. Pentru că rudele și prietenii ei de pe planeta de pe care a venit vor veni să o ia. Această siguranță pe care o trăim acum cu toții
și pentru care îți mulțumesc și eu și cu siguranță îți mulțumește și ea. Ne dă pacea și bucuria și satisfacția unui lucru bine făcut. Vrea să plece, își deschide un portal și l-a întrebat dacă poate să plece. Sigur. A zis că are mult de lucru. Are, da. Acum, cu noile condiții, sigur, lucrurile stau altfel și chiar are mult de lucru. În regulă. La revedere, drum bun. Mulțumim. Deconectează-te ușor, treptat. Deconectează-te complet de tot ceea ce ai văzut, de tot ceea ce ai trăit, de tot ceea ce ai perceput. Regenerează-ți întregul corp. Umpleți cu lumină, cu energia care vine de la sursă, întreaga ta ființă și toate corpurile tale. Și întoarce-te victorioasă, cum de altfel ești cu adevărat, plină de lumina și bucuria unui lucru bine făcut și dus la capăt. Și când te simți pregătită să revii, tocmai ai revenit. Au lacrimat foarte mult ochii. Nu știu de ce. Bine ai revenit. Bine te-am găsit. Îți lacrimează de obicei? Nu, nu. Acum, la urmă, mi-au lacrimat ochii. Nu știu de ce. Alexandru, fiul meu, când în puținele dăți când l-am pus să-i exploreze el, îl arde foarte mult la ochi. Cred că e problemă cu vibrația la el. Nu știe să-și o ridice cum trebuie. Trebuie învățat. În regulă. Îți mulțumesc Alt foarte mult încă o dată și vreau să te întreb dacă ești de acord ca această sesiune să fie publicată. Da, bineînțeles. Mulțumesc mult și ne revedem cu următoarea ocazie în care vom avea o nouă sesiune. La revedere!